Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Este luni seara, ediție specială. Venind către studio, ascultam evident în mașină posturile de radio, le scanam să văd ce subiecte țin atenția în acest moment a românilor și aș vrea ca în această seară să ieșim din aceasta, zice eu, nu știu dacă e manipulare sau imbecilizare controlată a românilor vis-a-vis de subiectele care ne influențează, să ne determină viața. Pentru că cele două subiecte despre care se discută, primul este despre politică, despre fizicul președintelui raportat la fizicul lui Ludovic Orban și dacă trebuie să plece Orban din fața PNL, iar al doilea, vaccinul și criza COVID. Adică sunt cele două teme care probabil ne vor asigura bunăstarea, liniștea, echilibrul și viitorul nostru ca nație pentru următorii 100 de ani. Ei bine, având un invitat, aș zice eu, friendly, adică prietenos, care onorează de cele mai multe ori chemările noastre și mai mult decât atât, este genul de invitat care are proprietatea cuvintelor și nu se sfiește să spună adevăruri care poate uneori nu trebuie spuse sau ar trebui altfel spuse. Vă propun să fixăm un pic această temă majoră care ar trebui și preocupă pe oamenii cerebrali, și anume situația economică a României, situația noastră într-un context european și global, 2021, un an în care ce și cum trebuie să facem. Și pentru domnul profesor am selectat din întrebările primite la redacție trei pe care le voi spune spre finalul emisiunii, întrebări venite de la telespectatori. Invitatul despre care vă vorbeam, domnul conferențiar, universitar, doctor, economist, Vasile Bârle. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă doresc un an nou, bun și plin de împliniri. Așa, vă mulțumesc tare mult. De obicei se spune sănătate să avem în primul rând și bani, dacă ne mai interesează și acest aspect. Da, da. Vă mulțumesc tare mult, sunt ca de obicei onorat să fiu gazda dumneavoastră. Domnule profesor, documentându-mă pentru emisiune, m-am uitat un pic peste evoluția noastră publică, nu neapărat în audiovizual, dar în general în spațiu public, ca persoană, ca personalitate. Încercând să trec dincolo de această imagine și atitudine de un om bonom, de o competență reală, de om care nu se sfiește să facă afirmații și să le și susțină. Și m-am dus pe un articol, o declarație, interviu a dumneavoastră din 2017, în care făceați o afirmație spunând că gândirea socială este derivată din gândirea individuală, fiind viciată și va îmbolnăvi oameni. Vă mai aduceți aminte contextul în care ați făcut această afirmație? Probabil că am repetat-o în mai multe situații, pentru că și atunci ca și acum, sau și acum ca și atunci, cred în acest lucru că atunci când vorbim despre gândire socială, nu putem exclude gândirea individuală, societatea. Societatea este formată din oameni. Omul ca ființă socială și-a dorit dintotdeauna să se ralieze, să se coaguleze în jurul unor idei. Noi le spunem acum idei, înainte se numeau simboluri. Din nefericire, noțiunea de simbol a cam intrat în desuetudine, a devenit caducă. Din nefericire. Fiind aruncată în derizoriu. Aruncată în derizoriu, pentru că simbolul nu e altceva decât esențializarea unei idei. Ca de exemplu al statului, care sunt simbolurile statului. Dacă vorbim despre stat, dacă vorbim despre religie, dacă vorbim despre filozofie, dacă vorbim de cultură, de știință, de sport și așa mai departe. Simbolul l-a propulsat pe om din peșteră în alte dimensiuni sociale și tot simbolurile adunate ele împreună au configurat ceea ce astăzi numim nație sau națiune. De ce națiunile au un steag? Și încearcă să se individualizeze. Sigur că el derivă din acele steme, acele standarde pe care le purtau armatele pe vremuri. Ca element de identificare, da, și așa mai departe, da, sigur. Dar astăzi
Nu vorbim și nici nu cred că este cazul să discutăm despre astfel de subiecte, dar revin la ceea ce mi-ați adus, pus să-mi rememorez un pic. Da, dacă nivelul de educație, nivelul de pregătire, nivelul de conștientizare individual sunt viciate toate împreună, sunt afectate de ceea ce spuneați dumneavoastră în preambulul emisiunii, de aceste mesaje, de aceste așa numite știri și evenimente, știri care dezvoltă evenimente și nu lasă omul să gândească cu proprii neuroni, cu propriile sinapse. Cu siguranță că avem o gândire viciată, o gândire care, pe urmă, putem spune, a, o lume e manipulată, ce ușor se manipulează lumea. Sigur că pe un om mai citit, mai spălat pe creier, cam asta cred că e o expresie, poate fi o expresie bună, nu o să-l poți manipula ușor. O să-l poți forța, eventual, o să-l poți sili, o să-l poți obliga, dar nu o să-l poți manipula fără să realizeze că el balează între stânga și dreapta pe o direcție pe alta. Pentru că mă îngrijorează din ce în ce mai mult și nu mă feresc să spun, tânăra generație, modul ei de manifestare, atitudinea lor socială și civică, tot dumneavoastră ați menționat în același interviu în 2017, următoarea expresie. De ce transmitem generațiilor tinere atâta negativism? Pentru că suntem mioritici? Vrem să-i fezandăm de tineri? Da. O să se supere foarte mulți pe mine când fac următoarea afirmație. Suntem mioritici. Putem înțelege dincolo de frumoasa baladă Miorița cu întreaga ei încărcătură filozofică, dar vreau să spun tuturor clar, unui copil de la ce vârstă? La 12-14 ani se învață Miorița în școală? Cam așa ceva, cam așa, da? Da? Nu știu exact, dar cam acolo, în clasa 5-6. Cam așa se învață, da. Nu-i poți transmite unui copil întreaga încărcătură și simbolistică, de tot vorbeam, filozofia Mioriței, care este greu de priceput pentru foarte multă lume în profunzimea ei. S-au scris o mulțime de cărți, de analize, s-au scris teze de doctorat. Așa este, așa este. Acel copil va înțelege mesajul clar și limpede, așa cum îl face pe Facebook, pe scurtat, așa, pe șorcat. Da? Care e mesajul? Că se adună ciobănașul moldovean, ciobanul moldovean, mai bogat, mai avut, află că vin doi, că indiferent care ar fi ei, să-i fure oile, să-l omoare, nu? Adică vin să-l jefuiască. În loc să pună mâna pe bâtă, să-și adune câinii, să moară cu ei de gât, merge și se plânge la oaie. Acesta este mesajul care ajunge la copil. În acest context m-am referit eu că suntem mioritici. Ne lamentăm, ne place să ne plângem, să ne lamentăm, să ne dea, să ni se dea, să ni se facă. Păi stai mă, fratele meu, haideți să vedem eu ce pot face pentru copilul meu, ce educație îi dau, în ce spirit îl educ, am un principiu, îl pot transmite, dacă nu am eu. Și din nefericire, nu sunt mulți oameni care să poată spune, da, am principii sănătoase și le voi transmite copilului. Ceea ce am, aia îi dau, adică n-am nimic, nu-i dau nimic, punct. Nu, întâmplător, am declanșat această discuție, da, și o fac întotdeauna cu un scop. Domnule profesor, 2020 va rămâne în istoria omenirii anul crizei pandemice, crizei COVID. Se vorbește și spun analiștii că economia mondială a suferit o contracție. Că nimeni n-a excelat, că niciun stat nu poate să se laude că i-a mers din plin și s-a îmbogățit, că totuși există state care sunt pe plus și nu pe minus. În esență, o caracteristică economică anului 2020, generalizăm puțin la nivel mondial, care ar fi? Anestezia. Știți, când mergi la medic și are o intervenție chirurgicală, te anestezează. Ca să nu doară. Ca să nu doară și să nu simți. Să nu simți durerea. Și am fost anesteziați. Exact pe ceea ce discutam mai înainte.
Economia a intrat într-o contracție foarte puternică pe care astăzi nu putem, încă nu putem evalua ca dimensiune și ca forță de acțiune, pentru că suntem încă în mijlocul uraganului, în mijlocul ciclonului care stăpânește această zonă economică. Nu avem cum să-l măsurăm acest impact, dar îl putem intui. Este fantastic. Eu mi-aș permite o asemuire cu... N-am trăit, sigur, doar din citirea raportărilor vremii. Aș asemui această perioadă cu Marea Depresie, 29-33. De atunci încoace, noi am avut a fost un război, al doilea război mondial. Și au mai fost o grămadă de războaie în Vietnam, Coreea, în Asia, în tot. Balcani, chiar. Balcani și mai departe. Cecenia, mă rog, în zona asta. N-a fost un război mondial, după al doilea război mondial, lumea și-a revenit, a știut de unde îi se trage necazul, că s-a distrus prin bombardament și lumea a știut să se mobilizeze, să reia cursurile, să-și rea cursul normal economia. Ce s-a întâmplat în 29-33, lumea nu știa la vremea aceea de ce se întâmplă toate lucrurile astea. Nici astăzi nu știm de ce economia suferă, când în mod normal economia ar fi trebuit să-și vadă de drumul ei. Asta este întrebarea. Asta este întrebarea. Sunt unii analiști și economiști de mare prestigiu care spun, nu era nevoie ermetizarea, închiderea, reducerea activității economice, trebuia doar măsuri de protecție clar luate și continuată activitatea în așa fel încât să nu afecteze din punct de vedere. Absolut. E o vorbă, acum o să-mi permit să fac un fel de pic de glumă. E o vorbă la țară, când mergi cu căruța, cu cai la deal și greu, am oprești căruța atunci, că s-ar putea să vină peste tine toate. Sar tu din căruță? Păi, sar din căruță și dai bice la cai. Mai forțezi, mai împingi, pui umărul. Mai chem pe unul, mai chem pe altul, să-mi vină să împingă căruța. Nu oprești să dai înapoi. Ai făcut o foarte corectă comparație. Bun. Revenind la lucrurile serioase, la abordarea serioasă, din punctul meu de vedere, ca o părere a economistului, această anestezie care a fost produsă la nivelul națiilor, nu la nivelul țării noastre. Este controlată, venită de unde? Nu știu, n-am idee. Posibil, idei, păreri, sunt destule. Ma nu mergem pe teoria conspirației, nu știu. Că am discutat nu săptămâna trecută. Nu știu, cred că spaima a fost atât de mare, a fost șocul atât de mare, că vom muri cu toții și planeta va dispare datorită unui COVID. Acestui SARS-CoV-2. Frica este, știm foarte bine pe măsurătoarea vibrațiilor, da, un sistem, o scală a vibrațiilor, este cea mai de jos. Are 20, valență 20, față de iubire care are valența 400, fericirea 500. Da? Cât de departe suntem? Deci frica a cuprins oamenii, i-a cuprins pe oameni, iar oamenii au rămas blocați, pur și simplu nu mai știau ce să facă. Minți, aici trebuia să intervină niște minți raționale, reci, cu ghilimele, reci în gândire, dar raționale, pragmatice și cu forță, să spună, măi, și am auzit multe voci, în perioada martie-aprilie anului trecut, multe voci, și de la noi, și din altă parte, mă, fraților, nu e bine să blocăm economia. Hai să o lăsăm să meargă, pentru că, în cele din urmă, economia este cea care ne dă sens material vieții, ne dă posibilitatea să trăim la un anumit nivel, ne dă posibilitatea să sperăm în ceva. Și de acolo derivă toată viața socială, cultură. Și cultură, și sănătate, și învățământ, și toate celelalte. Noi ce am făcut? Am blocat tot. Inclusiv învățământul. Și aici e marea mea durere să blochezi sistemul de învățământ, pentru că acest an este un an șters din istorie. Aveți grijă, este o afirmație care s-ar putea la un moment dat să vă creeze consecințe. Eu vă în sensul spun, că trebuie să, e o afirmație responsabilă, dar e reală. E un an care este șters din istoria educației,
a învățământului pentru cel puțin 80% dintre copiii României. Vorbiți de învățământul primar, gimnazial și liceal sau și cel universitar? Și la universitar. Acum vă dau un exemplu. Vă rog. Un exemplu pragmatic. V-ați lăsat operat de un medic care a făcut laborator online? Nu. Ați merge peste un pod sau sub un pod în care pe care l-a construit un inginer care a făcut laboratoarele online? M-aș gândi foarte mult dacă n-aș avea alternativă. Probabil aș risca. Da. Atunci înseamnă că pot să-mi argumentez afirmația. Dacă o luăm așa. Am făcut școala online și o să o facem cu siguranță mult și bine. Probabil că... Nu credeți în 8 februarie mare? Nu. 8 februarie nu crede nimic. Eu vorbesc de mediul universitar. Eu cred că mediul universitar lucrurile spre asta se va tinde. Spre direcția asta se va tinde. Asta va generaliza ca sistem de învățământ. Cred eu. Bănuiesc. N-am argumente. Bănuiesc. E o bănuială. S-ar putea din considerațiuni economice. E mult mai ieftin. Nu? Deci, adevărat. Da. Domnule profesor, se vorbea, dacă vă aduceți aminte, ați fost și dumneavoastră într-o emisiune anul trecut, despre revenirea economică a 2021 în acel sistem V. După care tot mai mulți oameni afirmă W. Că va fi W-ul. Și acum e W invers. Și acum este W invers. Explicați-ne, vă rog, o dată simbolistica, pentru că am făcut-o și eu, dar dumneavoastră o veți face mult mai bine. Și de ce ar conta sau ar influența și 2022 și parcursul următor ceea ce se va întâmpla în 2021? Noi nu mai vorbim despre o economie națională. Nici la nivelul României, nici al Ungariei, nici al Poloniei sau nici chiar al Germaniei. Vorbim de o economie globală cu anumite valențe cu accente mai puternice pe economia europeană. Vorbesc de zona noastră. Mă vreau să vă spun că modelul de economic american, pornit de la Myron Keynes, el a dirijat oarecum și pe urmă planul Marshall după aceea, modelul și Paul Samuelson, acest model economic american este falimentar. Nu o spun eu, o spun ei, americani. E anacronic, depășit, nu mai e viabil. Nu mai e viabil. La multe voci, mulți economiști de marcă s-au exprimat că modelul capitalist actual este depășit. A ajuns, să-l invocăm pe economistul Karl Marx, la relație antagonică, la o relație antagonică sistemică, pe fundamente. Sigur că încă n-am reușit să inventăm o nouă societate, un nou tip de societate, dar îmi pun întrebarea, nu cumva suntem contemporani cu trecerea spre o nouă societate? E o părere că da. Lucrurile, așa, acum cu V-ul și W-ul. V-ul ar însemna creșteri rapide cu căderi rapide și pe un anumit platou jos, fără platou sus de menținere la o scară mare, W-ul e repetarea. Acum, întoarcerea inversă, asta înseamnă o cădere, o creștere ușoară și o cădere foarte lungă, rapidă și cu menținerea foarte mult în zona de sub limită. Afirmația noastră anterioară mă ducea cu gândul la o teorie a anilor 80, când se vorbea de teoria convergenței sistemelor, ca și soluție după ceea ce acest capitalist sălbatic consumerist își va epuiza resursele. Domnule profesor, mă întreba un om, de altfel foarte decent și eu consider înțelegător al fenomenelor actuale, dacă totuși 2020 a fost un an de contracție și există pierderi masive la nivel economic, inclusiv în țările europene, inclusiv în cele două mari, aș zice eu, economii emergente, dacă le pot numi deși ei impropriu, Germania și Franța, de unde sunt banii despre care se tot vorbește, pentru planul de redresare, pentru bugetul multianual și așa mai departe? Banii. Banii au fost și sunt niște mijloace de efectuare a unor plăți, sunt niște bucăți de hârtie de acest gen, chitanțele vechi de pe vremuri, ale depozitarilor veniturilor cămătarilor, ăsta negustorilor, care s-au transformat în cămătari, care cămătari s-au transformat în bănci. Deci banii
sunt niște bucăți de hârtie care se tipăresc ca și ziarele și ca și orice carte. Banii se găsesc în economie sub diverse forme. În cea mai serioasă formă este forma de mișcare. Banii în mișcare, în general, generează o anumită energie, produc. Și se mai găsesc sub formă de depozite. Banii ca și acumulare, ca și rezerve, dacă vreți. Țările au și ele rezervele lor, dar cele mai mari rezerve le au băncile. Câte vreme economia a funcționat pe un trend destul de rapid, ascendent și destul de iute, dacă mă pot exprima așa, ca și creștere. Băncile au fost văduvite de ceea ce de obiectul de activitate, de credite. Pentru că întreprinderile s-au autogestionat într-o mare parte bașca, unde mai punem că marile companii au în spatele lor propriile bănci construite în sistemul de cash pooling, în care fiecare filială, unitate aparținătoare, contribuie și își realizează propria dimensiune financiară. Și acum băncile au niște sume fabuloase și trebuie consumate. Cel mai bun consumator este statul. E cel mai sigur, cel mai bun credit. Nu faci 2000 de contracte când faci unul singur la o valoare de 10 milioane sau 100 de milioane. Bun. Deci, în bănci sunt foarte mulți bani, în trezoreriile statului mai sunt bani și în tiparniță mai sunt bani. Americanii practică acest model de a inflama circulația monetară pentru că își permit să o exporte prin dolarul mult mai larg recunoscut decât euro la scară mondială, o exportă în toate celelalte țări și ei rămân fără consecințele inflației, ei transportă cu consecințe cu tot, transferă acest. Deci vreau să vă spun că, aș vrea să vă spun că Statele Unite, la nivelul anului 2020, estimau la sfârșit de an o datorie publică de 98% din PIB. Asta înseamnă aproximativ 20,4 trilioane de dolari. Germania nu stă nici ea foarte pe roze, ea are vreo 72% din PIB datorie. Și noi spunem, noi suntem la nivelul datoriei publice de 44%. E imens. Într-adevăr, este groaznic. Și o să spună cineva, cum vorbești, domnule, așa? Pentru că ăla are 98%, Italia are 78%. Europa, din ce punct de vedere abordezi problema? Tot raportat la PIB. Numai că nu ne spune nimeni, sau nu, prea puțini sunt aceia care înțeleg, că nu, raportarea la PIB e o chestie statistică. Doar așa, ca să nivelăm anumite rapoarte, să le putem înțelege mai ușor. Averea țărilor respective contează, nu PIB-ul, nu producția internă cât face într-un an, ci ce avere are țara respectivă. Câtă avere și câtă averea care îi dă credibilitate. România, cu datoria lor de 200, nici nu știu, mi-am notat undeva pe aici, așa, cu 460 de miliarde de lei, care înseamnă 100 de miliarde de euro, mai puțin de 1 miliard de euro, 10 miliarde de euro, pardon, scuze că e cu... Așa. E fix raportat la 20 de trilioane. Adică nu-i nimic. Numai că în raport de capacitatea de gestiune generală a economiei, pentru noi este enorm de mult. O datorie publică pentru țări emergente, noi suntem o țară emergentă, Germania e o țară dezvoltată, pentru noi ca economie emergentă, o datorie care depășește 40% înseamnă un bolovan foarte, foarte mare legat de mersul economiei. Înainte de a lua pauza de publicitate, într-un minut v-aș ruga să spuneți, în 2021, pentru că în 2020 s-a vorbit, dar nu e nimic clar, China va fi un actor principal? Domnul Șomadec, până acus 250 de ani, China era cea mai mare putere a lumii. Așa. Știți, nu? Sigur. Astăzi, de ce n-ar fi? Bună întrebare.
China, modelul că tot vorbim noi mai înainte de a fi contemporanii unei perioade de tranziție spre un alt sistem. Nu sunt puține vocile care sugerează că modelul chinez ar fi mult mai viabil decât modelul capitalismului, așa cum îl știm noi, democrație absolută. Pe de o parte, controlul statului, și fac o mică paranteză, îmi aduc aminte, Franța practică acest sistem. Așa e, și nu de acum, de foarte mulți ani. În perioada în care Citroen a avut probleme, vorbesc de anii 82-85, și era să intre în... A intervenit statul, a redresat-o după 5 ani, a vândut-o public prin acțiuni și treaba. Și la fel s-a întâmplat și cu sistemul de transport feroviar și cu poșta, așa mai departe. Deci acest mecanism este mult mai sănătos, mult mai viabil. Să etatizezi și să repui în circuitul liber, pe urmă, anumite unități. China poate să devină o forță. Nu, este o forță, pardon. China este o forță economică și nu numai, și militară. Și militară, de evident, financiară. Este o forță și din punct de vedere a suprafeței, a populației, demografică, așa mai departe. Dar nu mai vorbim de inteligența pe care au reușit să o cultive școlile, universitățile, institutele de cercetări la niște nivele pe care noi credem că suntem la, așa, în Star Trek. Cred că domnul profesor vorbește de acea blamată Chină comunistă, unde sistemul centralizat al statului controlează principalele pârghii, dar există o piață liberă. În momentul de publicitate revenim și discutăm despre România în 2021. VistaVision și-a extins sfera serviciilor medicale. În cadrul clinicii VistaVision Baia Mare am lansat și Policlinica VistaVision cu noi specialități medicale, unde vă așteaptă o echipă de top, echipamente premium și aceeași grijă deosebită pentru pacienți. Policlinica VistaVision Baia Mare, Bulevardul Unirii 18, telefon 0737-505-157. Fie ca în perioada sărbătorilor să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăiești minunea dragostei și să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare. Sărbători fericite și la mulți ani! Caramel. Calitate, stil și eleganță. Produse fabricate în România. Nu doar spălatul mâinilor este foarte important, ci și a lucrurilor în apropierea cărora ne desfășurăm activitatea. Active Expert Wash îți pune la dispoziție spălătorie de covoare, spălătorie auto, curățare tapiserie interior autoturisme, vulcanizare autoturisme. Toate acestea le găsești într-un singur loc, la Active Expert Wash, pe strada Victoriei, numărul 35, în curte, la fostul sediu al poliției locale. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu ne mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Agromir. Noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Bam Garden, producător de peleți. De 20 de ani vă oferim produsele dorite. Bam Garden, ne găsiți în Șomcuta Mare, Bulevardul Republicii, numărul 73.
găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii: înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare, asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora, în fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22. Serviciile noastre sunt disponibile în această perioadă online. Virusul ne-a lovit pe mulți dintre noi. Unii s-au vindecat mai ușor, alții însă au ajuns la terapie intensivă. A fost greu, dar a trecut. Te-ai vindecat și ești fericit. Acum tu poți să-i ajuți pe ceilalți. Donează plasmă. Contactează cel mai apropiat centru de transfuzie sanguină. Pentru ca alții să trăiască, donează plasmă. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Doamne și domnule, am revenit în direct, ediție specială, recesiune sau creștere economică în 2021. Avem ca invitat pe onorabilul conferențial universitar, doctor în economie, Vasile Bârle. Ar fi foarte interesant, deși nu știu dacă ar fi productiv, ca telespectatorii să poată viziona la un moment dat un compilaj a ceea ce discută realizatorul de emisiuni cu invitații în pauza de publicitate. Cred că de multe ori ar face deliciul publicului, nu pentru că ar fi frivolități sau chestiuni indecente, ci se spun uneori lucruri atât de profunde și atât de apăsate, care chiar ar merita să fie în emisiune discutată. Domnule profesor, ce spun economiștii români este important, ce spun politicienii români încerc să ignoră, măsura în care îmi permite obligația pe care o am. Previziunile economice ale Europei în raport cu România, aș zice eu că sunt undeva între optimism și pesimism. The Economist, prestigioasa revistă, spunea că economia României s-a ținut mai bine în 2020 decât alte economii europene, dar revenirea va fi mai lentă și va dura 2 ani, 2021-2022, menționând că cheia succesului unei reveniri rapide și consistente ar fi fondurile europene. Dar, și spune The Economist, trebuie să ținem cont de istoricul dezastros sau, mă rog, slab sau modest, așa ce înseamnă absorpție de fonduri europene. Da, da. Ce spune profesorul universitar? Eu aș face un pic o deschidere pe acest subiect. Aș folosi cuvântul previziune. Cea mai tare și cea mai importantă previziune legală în orice țară civilizată și de un anumit, cu anumite pretenții, se numește buget. Fost convins că așa e. Așa este, așa este. Suntem în 18 ianuarie 2021 și nimeni, eu nu am auzit pe nimeni discutând despre o filozofie bugetară pentru anul 2021, în contextul în care legea finanțelor din România, valabilă astăzi, spune că pe data de 25 noiembrie, bugetul ar fi trebuit să fie aprobat de Parlament. Corect. Ca să poți intra, ce se întâmplă concret acum? Se întâmplă că funcționează la 70% din prevederile bugetare ale, ca medie, trimestrelor 3 și 4, când lucrurile au mers cum au mers. Bun. Ce înseamnă buget? Înseamnă un act de previziune, un act de orientare a economiei pe o anumită direcție. Adică un fel de proiecție pe viitor. E o proiecție pentru viitor. Da. Din buget, eu ca economist și dumneavoastră ca ziarist, veți înțelege înspre ce ne îndreptăm. Vom merge spre ieșirea, vom încerca să ieșim din perioada asta de contracție, sau vom continua să cădem? Vom înțelege dacă vom orienta banul public înspre investiții sau înspre consum. Vom înțelege dacă rata inflației cu care se construiește bugetul ne dă semnale de alarmă că prețurile s-ar putea să o ia la deal sau la val, la deal, așa?
Ne mai spune că va fi un accent pe agricultură, pe industrie, pe sănătate, pe învățământ, pe cultură, pe sport, sau nu vor fi astfel de accente. Ne mai spune că presiunea fiscală, coeficientul fiscal, care arată prelevarea fiscală pe care statul o ia din economie pe calea impozitelor și construiește veniturile bugetare, va fi mai mare sau mai mică, și în funcție de multe altele pe care le mai putem discuta, eu ca om de afaceri, dumneavoastră ca om de afaceri sau ca simpli muritori, ne putem gândi înspre care parte a orizontului o luăm. Avem un orizont foarte larg, fără nimic pe el, fără nicio cale, fără niciun drum. Adică o intersecție cu mai multe variante, cu mai multe fără variante, să vedem fără indicatoare. Așa este. Și cred că la ora actuală, în locul tuturor celorlalte subiecte care se află pe, haideți, breaking news-urile astea, ar putea să intervină și acest subiect. De ce încă nu vorbim, nici măcar nu se vorbește despre o proiecție bugetară? Nu se vorbește. Uitați, întrebarea care vreau să vă adresez. Cum ați face bugetul pe 2021 și pe ce bază? Ce estimări ați putea lăsa sau aveți pentru agricultură, industrie, comerț și celelalte componente ale PIB-ului? Dar veniturile, credeți că vor fi în creștere sau în scădere? Ce ați face dumneavoastră pentru revirea economică? Și mă duc la ceea ce spune din nou Uniunea Europeană, că situația României mai favorabil decât altora în 2020 a avut doi piloni la bază. Tehnologia informației, ca și ramură, ca și domeniu, și construcțiile. Vor fi ele în continuare elemente, pilon de bază în 2021 sau dumneavoastră vedeți altfel de orientare pentru anul în care suntem? Acum, ceea ce, și înainte de a vă răspunde, înțeleg și am răspunsul, înainte de asta vreau să vă spun un lucru. Orice partid când vine la guvernare ar trebui să vină în baza unui program, să aibă un program. Programul de guvernare îți dă direcțiile, apropo de ce discutam mai înainte, da, îți dă direcțiile spre care își vor orienta eforturile și energiile să meargă mai departe. Eu am tot căutat programul acestei coaliții. Am citit, am parcurs o însăilare de, haideți să spunem, sarcini executive. Trebuie să facem o distinție foarte clară între ceea ce înseamnă un program, un model economic, o viziune legată de evoluția viitoare, posibilă viitoare, și sarcini pe care guvernul le are în mod curent de îndeplinit. Am închis paranteza ca să vedem în ce postură suntem, în ce stadiu suntem acum. Acum, România până acum a demonstrat, și e paradoxal într-un fel, contravine multor teorii economice, că această creștere economică centrată, axată pe consum, nu este sustenabilă. Să știți că este sustenabilă. România a demonstrat sustenabilitatea acestei dezvoltări bazată pe consum. Și am tot căutat și am încercat să aflu și am descoperit de fapt că nu e un consum în sensul direct al termenului de mâncat. Este un consum complex. Și acum vin cu construcțiile. Consumul în construcții a fost un element foarte important la dezvoltarea economiei. Când vorbim de consum în construcții, omul care își construiește o casă știe foarte bine ce cumpără și cât cumpără. Ori, capitalul autohton este, în general, pe servicii mai bun pe servicii. Așa. Dar și pe mica producție. În momentul în care consumul generalizat de servicii și de mica producție crește, se antrenează dezvoltarea capitalurilor, a întreprinderilor, ele își generează investiții și așa mai departe. Deci acest model al consumului, de o anumită factură, eu l-am numit generalizat, permite o evoluție ascendentă a economiei. Ce este interesant pentru viitor? Motorul oricărei economii,
motoarele economiei sunt domeniile aducătoare de valoare adăugată, producătoare de valoare adăugată. Și aici avem industria și agricultura. Agricultura este la îndemâna noastră, mai mult decât industria, care presupune o competiție mult mai acerbă, mult mai puternică în raport de marile... Și probleme de desfacere, probleme mai grele. Complicat. Și atunci, mergând așa prin analiza asta de acerne, să vedem ce rămâne, nouă ne-ar rămâne agricultura și serviciile. Dacă vom ști să orientăm aceste domenii bine, s-ar putea să avem câștig de cauză. Anul care a trecut a fost un an din punct de vedere pedoclimatic catastrofal pentru agricultură. A lăsat niște răni foarte, foarte adânci în ceea ce înseamnă funcționarea marilor fermieri. Să sperăm că, Doamne, ne dă vreme bună și ploi la vreme și mai ales minte pentru unii care să investească în sisteme de irigații, să investească în sisteme de protecție și așa mai departe. Și mai ales în construcția unui mecanism de tip CAP, iertați-mi revenirea colectivă, așa, în care fermierii să-și poată vinde produsele și să-și încaseze banii. E o mare problemă în România. A, modelul ăsta funcționează în Olanda din anii 50 și nimeni nu spune că e CAP acolo, ci spune Federația Producătorilor și așa mai departe. Și noi nu-i putem spune, noi nu avem federație câte vrem. Dar asta ar trebui probabil. Eu așa aș paria. Domnule profesor, în 2020, statul român a găsit miliarde de euro pe piețele financiare internaționale, prin emisiuni de bonduri, în euro, dolar și așa mai departe. S-au luat bani privați, scumpi, 3-4% dobândă și pe 20-30 de ani. În același timp, vin și eu și spun același lucru care l-ați afirmat dumneavoastră adineori. Pe plan local, băncile sunt supralichide, da? Nu știu dacă termenul este corect. Da, Și au împrumutat guvernul cu miliarde de euro pe termene scurte, 2-3 ani, cu dobânzi de, nu mai știu, 0,39-0,40%. Întrebare, de ce să ne-am împrumutat pe plan extern cu dobânzile mari, 3-4%, când existau lichidități pe piața internă? E o întrebare care eu aș adresa-o primului ministru de astăzi, fost ministru de finanțe în anul trecut, sau anii trecuți. Nimeni nu înțelege, sau cel puțin din cei cu care am discutat, logica asta n-am putut să o înțeleg. Politice? Dacă mergem pe obligații politice, poate că da. Unii spun așa, gurile rele spun așa că domnul acesta prim-ministru, a activat în sistemul bancar așa și este. Probabil că a fost economist și la bancă privată, a lucrat afară la... Sigur, nu-i contest meritele și calitățile, îi contest multe altele, priceperea. Dar, ca și ministru de finanțe, ca prim-ministru, nu știu, nu pot să-mi dau seama. Are câteva săptămâni, prea de vreme. Da. Dar ca ministru de finanțe și-a dovedit pe deplin. Nu, da, nu ne costă prea scump să împrumutăm de afară când avem capital și în țară? Ne costă prea scump și nu numai că ne costă prea scump, dar nimeni nu vorbește de garanțiile care se pun la cele împrumuturi. Crede cineva că o bancă Roșil din Elveția ne dă nouă împrumuturi chiar cu dobânzi destul de serioase, 3,5-3,8%, fără garanții? Garanții care se regăsesc în ce ca să întâlnă aici? Nu știu. Nu pot să știu pentru că astea nu se publică, nu ne spune nimeni. Cu ce putem garanta? Nu cu femeile care le exportăm pentru prostituție, nici cu aurul din Londra. Domnul profesor, avem 10 minute, dar cu pensiunea noastră, am înțeles, v-am spus, sunteți genul de optimist-pesimist, nu de tip nosologic, ci de tip rațional excesiv. Haideți să mergem pe întrebările telespectatorilor. Pentru că este ceea ce se numește vocea cetăților, oameni care nu au o cultură economică, nici unii dintre ei n-au niciun fel de pricepere, dar eu apreciez că le pasă și vor, când am anunțat termenul emisiunii. Prima întrebare vine de la un antreprenor. Nu știu de ce nivel, nu știu în ce domeniu, nu știu cât salariu are, nu știu cât e de potent, ca și antreprenor mă refer. Și zice, vă rog să întrebați pe domnul profesor, am acumulat în ultimii ani, n-are importanță câți,
economii personale, dar și un capital al firmei. Ce mă sfătuiește să fac cu economiile pe care le-am? Investiți în tehnologie. Investiți în tehnologie și pregătiți-vă pentru momentul în care economiile, economia europeană se va relansa. Probabil se va întâmpla la finele anului 21, fie undeva pe la începutul anului 2022, dar cei care vor fi pregătiți cu tehnologie de înalt nivel și pentru a produce ceea ce viitorul cere, și trebuie să ne gândim că viitorul are altă viziune, e o metaforă, viitorul are altă viziune față de ceea ce credem noi că ar fi bine astăzi. Lucrurile evoluează foarte interesant. Deci tehnologie. El mai spunea, pentru că la dobânzile actuale nu merită să le țină în bănci. Păi nu, pentru că dacă îi va depune 10.000 de euro la o bancă în depozit, peste 6 luni de zile va scoate 9.900 sau poate mai puțin. Pentru că comisioanele și... Comisioane de administrare și de operare și mai departe. Da, și la o dobândă de 0,5. Deci investiți în tehnologie, domnul profesor, spune un lucru și care... Și mai mult, eu aș investi în oameni. Depinde acum, că aici nu e o chestie particulară. Da, nu știm, nu știm exact care ceva situație, servicii, dar sau... a investi în oameni mi se pare cea mai frumoasă și cea mai... Adică îți face o echipă de oameni deștept, frumoși, da, tineri, dacă școlați, se poate, și care școlați, se găsească oportunități. Da. Hunter, cum se spune. Vânători. Da. Sunt un om care... Toată viața m-am ferit de bănci și de împrumuturi. Am pornit o mică afacere personală. E o întreprindere individuală în domeniul construcțiilor, dar statul mi-a impus un anumit nivel de salarizare, mi-a impus anumite taxe impozite, care, deși par preferențiale, nu sunt. Mă tem să iau credit. Întrebați-l pe invitatul dumneavoastră ce mă sfătuiește, pentru că mai am puțin și intru în incapacitate de plată. O întreprindere, la mine sensul de întreprindere este vine de la întreprinzător. Exact, exact. Că e mare sau mică. Care afacere mică, ce în construcții. Așa. Acela care simte că se află la un pas 2, 3, 5 de a intra în incapacitate de plată, nu-l sfătuiesc să meargă la bani să-și ia credit, pentru că își strânge funia mai tare. Adică, de fapt, își cumpără săpunul. Nu vei ieși din situația unei capacități de plată precare, într-un moment neprielnic, din perspectiva pieței, dacă te împrumuți și produci mai mult. S-ar putea să nu poți vinde și s-ar putea să ai o problemă mai mare. Redimensionarea activității mi se pare o conservare a ceea ce e bun, redimensionarea a ceea ce e viabil și, bineînțeles că în acest context, costurile se calibrează pe nivelul redimensionat. A treia întrebare care vreau să spun atenție dumneavoastră. Am 12 hectare de teren. Mă chinui cu ceea ce se numește agricultura modernă românească. Mi-am luat utilaje, mi-am adus semințe din străinătate. Nu găsesc forță de muncă. Românul nu mai vrea să muncească nici pentru 200 de lei casă, masă și... altele pe zi, nu știu, asta se plătește. Probabil că da. Să vând mi-este tot mai greu, pentru că lumea, românii, cumpără de la multinaționale și din magazine. Să vând, domnule profesor, nici sau într-un să caz, mă iau teren? Nici într-un caz. Nici într-un caz. Eu aș face altceva. Nevoia, depinde ce cultivă. Dar, în general, produsele agricole au trecere cam tot ce se produce în agricultură are piață. Supraproducția când sunt ani răi, adică ani foarte buni atunci, varza când nu au avut trei sau nu știu, dar sunt accidente. Varza, pepenii și exact, nu știu ce. Așa, dar în general, produsele stocabile nu sunt probleme. Care sunt stocabile? Cele perisabile sunt mai... Nu este forță de muncă? Da, așa este. Dar nu e o realitate? Este o realitate? Este o realitate. Dar cunosc legumicultori care nu găsește oameni? Există posibilitatea de a importa forță de muncă. Why not? De ce nu? Aici, iarăși, fibra naționalist, oamenii te atacă... Păi stați un pic, acum, de ce trebuie să ne cramponăm de niște prostii, iertați-mă,
că era cazul ăla prin secuime cu boltăria, cu cei din Sri Lanka. Dar am un ocoliș, un fermier foarte bun, nu găsește oameni, are într-adevăr sub față cam 2,5 hectare de sere, solarii și încânt legume. Zice, stau la cârciumă unii consăteni și beau așa acolo este. Și dacă mă duc și aduc din alt sat, mă întreabă, ce mă, tată? Și ce dacă da? Nu trebuie să-i dau explicațiile la cârciumă. Evident că nu, doar că știți cum e în lumea satului, în folclor, așa în civilizația rurală, cu ei trăiești, spune el. Ultima întrebare mi se pare foarte interesantă. Domnule profesor, lucrez de 21 de ani în sănătate, n-are importanță țara unde este, dar dacă totuși contează, e UK, adică Marea Britanie. Da, da. Am acumulat un capital, nu vreau după Brexit să mă gândesc să investesc sau să fac ceva aici, aș veni acasă. Legislația este prietenoasă doar între ghilimele, voi fi primit ca un om care n-am mâncat salam cu soia, bine aici cred că forțează un pic în ultimii 20 de ani. Ce mă sfătuiți să fac din punct de vedere al specialistului? Din punctul de vedere al legislației și dacă se referă la legislația fiscală, să știți că avem o legislație fiscală ok din punct de vedere al afacerilor. Nu este o problemă. El poate să teme că vine acasă cu 100 de, nu știu, cu 1 milion de euro. Îl întreabă statul de unde ai banii aia. Nu. Dacă banii sunt câștigați legal, nu-l poate întreba nimeni. Și dacă îl întreabă, are răspunsul, nu? Corect. Corect. Dacă banii sunt fiscalizați, oriunde în lumea asta, dacă sunt fiscalizați, sunt bineveniți, câștigați bănuiesc prin muncă. Poate să facă orice fel de afacere în care crede, orice produs în care crede și dacă îl face mai bine cu 1% decât îl fac ceilalți, va avea câștig de cauză. Asta e secretul afacerilor. Dacă sunt Tacă, Iacă și Cadâr, țineți minte piesă. Mi-aduc aminte, perfect. Nu trebuie să ne facem capul moară sau ne punem probleme că dacă el ăsta produce popcorn și nu e prea face plăcinte, da, luăm exemplul nostru, și eu îmi fac o plăcintărie lângă, eu n-o să câștig. Dacă plăcinta mea e mai bună decât acel mai ieftină și serviciul este mai okay, bună și mai căutată și voi determina pe client să cumpere, la fel este și în orice fel de afacere. Dacă produsul pe care îl fac eu este mai bun, calitativ, raportul cost-beneficiu este favorabil clientului, servirea este bună și așa mai departe, eu voi avea câștig de cauză, oriunde. Domnul profesor, am văzut tot un studiu făcut de niște organizații și forme asociative ale românilor plecați în sănătate. Și îmi pun întrebarea pentru că am și eu în familie persoane care se încadrează în acea categorie. Mai avem 2 minute. Ce s-ar întâmpla dacă cei aproape 1 milion de români care lucrează afară în construcții s-ar întoarce în țară să muncească, să construiască în România? Ce beneficii ar avea statul, statul mă refer ca entitate cu rol, funcțiile sale, țara ca imagine, și ei ca oameni care ar fi lângă familie. 1 milion în construcții, dar probabil că mai sunt 4 milioane în alte domenii. Evident. Ei au plecat pe rând. Acum, putem face niște scenarii. Dacă s-ar întoarce 1 milion dintr-o dată, ar fi un haos, ar fi o problemă. Corect. Dacă reîntoarcerea s-ar realiza pe parcursul unui an, 100.000 pe lună, 120.000... Și pe chestii țintite... Nu, s-ar întoarce. N-are importanță, că ei sunt pe construcții, să fie pe ce-or fi. Hotărâți să rămână aici, dar trebuie să fie hotărâți să rămână aici, nu de genul care știm noi, îi vedem pe aici prin... Așa. Și să vină cu standardele de afară. Cu standardele și cu atitudinea față de muncă de afară, România în 2-3 ani de zile ar fi sus de tot. Sus de tot. 1 milion de oameni. Am niște cifre aici, n-am avut când să vi le spun. Vă rog. Populația activă la România, știți cât este acum? Populația activă? Undeva la 4 milioane. 9 milioane, populația activă. Ca și condiții de vârstă, vă refer. Aici scădem 6,5 milioane șomerii, da? Ce mai scădem aici? În 5,5 milioane de pensionari. 1,2 milioane bugetarii. 1,3 milioane bugetarii. Și mai avem 0,4 șomerii, deci undeva 7 milioane sunt dependenți de veniturile de buget. De bugetul statului, apropo de ce am discutat. De colectarea din 2020 nici n-are rost să discutăm. Care venituri bugetare
Nu cred că se vor ridica la mai mult de 80% din nivelul anului 2019. Așa. Undeva probabil vor forța nota la nivelul anului 2020, ceea ce ar fi aberant pentru că se ne aflăm și sub nivelul anului 2020. Dar să ne gândim acum că noi avem o pondere a bugetarilor de 22% în totalul populației salariate. Ceea ce este enorm. Păi 1.300.000 de oameni sunt producători de valoare adăugată. N-am reușit să mai discutăm de ce sunt previziuni pentru 2020, adică pentru 2021 de creșterea deficitului. Simplu. Nu sunt venituri și trebuie împrumuturi mai mari. Împrumuturi mai mari. Una peste alta, domnule profesor, omul de rând care este angajat la stat sau la privat, are un singur salar în familie, mai are și niște părinți bătrâni cu pensii derizorii care trebuie ajutați, are doi copii care fac școala online și îl terorizează psihic și lucrează la o firmă care poate că nu are o proiecție pe viitor foarte certă, cum ar trebui sau ce atitudine ar trebui să aibă față de viața lui pe 2021? Citeam un articol semnat de un economist deosebit, un neamț, la Universitatea din Heidelberg. Spune așa, să nu ne mirăm la că vom asista la revolte sociale de anvergură. Și dădea exact aceleași exemple, sigur, din Germania. Veniturile salariatului neamț de rând au scăzut cu 25% și s-ar putea să fie și mai mici cu tot ce au pompat guvernele federal și ale landurilor și au încercat să sprijine economia germană și încearcă din răsputeri. Singur, nu ne putem noi compara cu ei, nu avem termen de comparație, dar și ei se așteaptă ca nivelul de trai să scadă destul de drastic și lumea să fie nemulțumită. Ce pot să-i spun un om din ăsta? Doamne și ferește, nu? Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a răspunde invitației noastre. De fiecare dată, după fiecare emisiune, eu personal plec mai bogat în ceea ce înseamnă cunoștințe economice, dar și lecții de viață și vă mulțumesc pentru asta. Domnul și domnilor, aș vrea ca după fiecare emisiune de acest gen să aveți adăugat ceva, o plus valoare la ceea ce înseamnă certitudinele dumneavoastră ca persoane sociale, ca membri ai comunității. Trebuie să muncim, trebuie să fim responsabili, trebuie să acceptăm ideea că de modul cum fiecare dintre noi și toți împreună ne manifestăm în muncă, în viață și mai ales în relațiile interumane, depinde și viitorul nostru ca persoană și al comunității. Nu facem aceste emisiuni pentru a umple un spațiu de emisie. Nu acesta este scopul. Ideea este să transmitem mesaje cu oameni capabili să aibă opinii și mai ales să le și susțină. Vă mulțumesc, domnule profesor. Și eu vă mulțumesc. Un an bun, plin de realizări personale și profesionale. Domnilor și domnilor, ne vedem vineri și evident sper că și lunea viitoare. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Bună seara!